Bine ați venit în Liechtenstein! Este o țară destul de neobișnuită, destul de veche, ciudată și cu toate că pare destul de frumoasă, de multe ori nu este chiar așa. Liechtenstein este localizată aici, învecinată de Elveția la vest și sud și cu Austria la est și nord. Este una dintre cele mai mici țări din lume, cu o suprafață de doar 160 de kilometri pătrați. Această suprafață este casa a 38.557 de oameni. Sunt mai multe lucruri ce fac ca Liechtenstein să fie ciudat. Este producătorul numărul 1 de dinți falși și proteze dentare. A permis femeilor să voteze doar din 1984. A fost odată invadată din greșeală de Elveția, iar imnul lor este doar o copie a imnului britanic God Save the Queen. Și trebuie să menționăm că în 2011, pentru prețul extrem de 70.000 de dolari pe noapte, Liechtenstein a început să ofere oamenilor oportunitatea de a închiria întreaga țară pe platforma online Airbnb. Acum vrem să fie mai clar pentru toată lumea, chiar dacă această țară sună ca un regat ciudat demn de un serial TV haios, Liechtenstein este o țară cât se poate de reală. Este membră ONU, are o constituție scrisă și o economie destul de impresionantă dat fiind numărul scăzut al oamenilor ce locuiesc acolo, cu un PIB anual de 5,3 miliarde de dolari, adică aproape 100 de mii de dolari pe cap de locuitor, ceea ce face ca Liechtenstein să fie printre primele țări cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume. Ca să înțelegeți contextul, venitul pe cap de locuitor în Principatul Liechtenstein este mai exact de 98.432 de dolari pe an. Acum sunt sigur că vă întrebați de ce este o țară atât de bună și cinstită de închiriat. În mod normal, închirierea este pentru mașini, patine, pantofi de bowling, dar nu pentru suveranitatea unei țări. Ei bine, nu știm care a fost impulsul din spatele acestei idei, dar se pare că totul a fost inspirat în 2010, atunci când actorul, rapperul și iubitorul de jazz Snoop Dogg a încercat să închirieze Liechtenstein pentru a înregistra un videoclip pentru una din piesele sale. În mod surprinzător, principatul a spus că acceptă această idee, dar în cele din urmă cererea cântărețului a fost respinsă pentru că nu a oferit suficientă atenție țării. Totuși, la un an de la eșecul lui Snoop Dogg, internetul a fost binecuvântat cu ceva la fel de bizar precum lansarea Windows 95. Această listare de pe site-ul Airbnb care spune astfel: închiriază țara Liechtenstein. Programul de închiriere a fost o colaborare între Airbnb și o companie de marketing non-profit din Liechtenstein, care conduce la rândul ei un program numit Rent a Village sau în limba română închiriază un sat, prin care oamenii bogați pot închiria orașe pentru că de ce să-ți cheltuiești banii ajutându-i pe cei nevoiași când îi poți folosi pentru a conduce temporar diverse municipii? Închirierea țării Liechtenstein vine cu limitările sale. Pentru început, cei 38.557 de oameni care locuiesc acolo încă vor locui în casele lor. Nu le poți cumpăra locuințele cetățenilor. Și chiar dacă închiriezi chiar tu temporar țara, încă va trebui să respecti legile. În plus, un sejur minim este de 3 zile și vei fi supus unei politici de anulare stricte și anume. Dacă îți anulezi sejurul cu 30 de zile înainte, vei primi jumătate din banii plătiți. Și dacă nu te încadrezi în această perioadă, nu vei mai putea recupera niciun leu. Toți banii strânși cu greu vor ajunge în industria dinților falși și protezelor dentare din Liechtenstein. Așadar, ce primești dacă închiriezi țara? Ei bine, sunt și lucruri evidente, cum ar fi cazarea, logic, mai mult de 500 de dormitoare și băi care, potrivit site-ului, acestea pot fi folosite de 450-900 de persoane. Dar asta nu e tot. Pentru check-in îl vei contacta pe prințul de Liechtenstein, acest tip, Hans Adam al II-lea, iar potrivit reclamei de pe site, te vei întâlni în crama sa personală, unde rămâne la alegerea ta dacă îl vei însoți la o degustare de vinuri. Dacă sucul de strugure fermecat nu este pe stilul tău, îl poți întâlni în capitala țării Vaduz, la castelul Gothenburg sau în așa numitul oraș în stilul vestului sălbatic de pe malul râului Rin, ceea ce nu sună deloc rău.
După aceea vei fi celebrat, ți se va înmâna în mod simbolic cheia țării și vei fi transportat cu o mașină americană vintage sau în calești trase de cai către diversele activități pe care ales să le faci în Liechtenstein. Apoi, din moment ce ai închiriat întreaga țară, opțiunile sunt destul de multe, dar site-ul Airbnb vine în ajutorul tău cu diverse idei care includ un foc de artificii personalizat, mai multe muzee pe care să le vizitezi, diverse trasee montane pentru drumeții, schiat, un festival medieval ținut în onoarea ta și chiar opțiunea de a-ți printa propria valută temporară și să redenumești străzile orașelor. La plecare ți se sugerează o seară de jazz și din moment ce nu este o descriere exactă la ce se referă această seară, vom presupune că este vorba de o cină ce implică ouă cu șuncă și cașcaval, adică un meniu american tipic în timp ce asculți muzica jazz cântată de o formație live. Din păcate, nimeni nu a închiriat până acum Liechtenstein. Potrivit unor surse, un cuplu a rezervat țara pentru nunta lor, dar mariajul a fost anulat, însă nimeni nu știe din ce motive, iar acum, cu inima îndurerată, vreau să vă anunț că închirierea Liechtensteinului nu mai este listat pe Airbnb, ca să știți în cazul în care voiați să îl rezervați. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!